Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru miercuri. Să știți că este o zi sensibilă, dar este și o zi cu surprize. Da, putem să avem tot felul de surprize, poate legate de bani, poate legate de zona de online, dar zic eu că este și o zi destul de ciudată, poate să fie o zi puțin tensionată, să știți, mai ales dacă discutăm de partea aceasta de trecut, cumva trecutul bate la ușă. Atenție în eventualele tensiuni care apar în casă, în familie, pe chestiuni legate de trecut, pe chestiuni legate de relații, atenție pe eventualele tensiuni care pot apărea și care țin de casă, de țară, de toată zona aceasta. Da? Acolo există o predispoziție, da, spre tensiuni, pentru că na, schimbările se vor făcute în fiecare direcție și acum depinde de fiecare. Da. O să fim cu toții mai sensibili în ziua de miercuri, dar așa cum v-am zis, vine și cu surpriză frumoasă ziua asta de miercuri și zic eu că ne pregătește așa pentru luna plină care va avea loc joi 25 ianuarie. Da? Dar momentan, na, e și mica unire pentru noi românii, deci zic eu că e o zi frumoasă, e o zi în care ar fi bine să ne bucurăm de noi, de tot ceea ce ne înconjoară. Suntem în data de 24, avem Marea Preoteasă Eremitul, da, Eremitul, Marele Împăratul, da, voiam să zic că încă suntem în energia Eremitului, deci cu siguranță, da, este un moment în care, uite, putem să luăm hotărâri, da, legate de casă, legate de oamenii din jurul nostru, poate să fie și o zi în care se nasc povești de iubire, o zi în care relațiile dintre oameni pot fi ceva mai intense din punct de vedere emoțional, știu eu, se pot relua tot felul de discuții, putem să avem tot felul de momente din acestea poate și ușor tensionate, în special legate de plăceri, da, cumva. Una o să fie mintea, alta o să fie inima și o să fim prinși așa între lucrurile astea și poate zic eu că este important să luăm decizii, da? Să luăm decizii pentru că undeva, da, nesiguranța e la ea acasă, da? Până la urmă perioada asta, nesiguranța, nu știu, faptul că evităm să luăm anumite decizii, faptul că ne mișcăm mai greu, deci poate ar trebui, știu eu, să spunem lucrurilor pe nume în ziua de 24 ianuarie, mai ales, repet, dacă e să fie vorba de sufletul nostru. Da. În general, repet, în relațiile personale, acolo pot apărea mici mari tensiuni, dar nu chestii neapărat negative. Da? Și bineînțeles, trecutul, să știți că bate cumva la ușă în ziua de miercuri, deci cumva posibil să fim puși în niște situații în care am mai fost puși, posibil să ne trezim în fața unor evenimente la care nu ne-am fi așteptat. Da? O să discut exact pentru fiecare zodie în parte că poate să fie și o zi în care ni se cere să nu mai tratăm lucrurile superficial și să fim mai profunzi, da, cu tot ceea ce facem. Bun, cam atât în mare parte. O să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și de asemenea îți reamintesc de aplicația Cristina Zurba, o găsești disponibilă și pe Android și pe iPhone, ai linkurile exact în primul comentariu, da, ca să mergi direct. Pentru că pe Android posibil să-ți apară și vechea aplicație Tarot by AI, aia nu este completă, trebuie să-ți faci cont, nici nu funcționează foarte bine, deci dacă vrei e noua aplicație, da? Ai link, da, acolo sau uită-te atent la numele aplicației când o descarci, e gratuită, oricând ai nevoie te găsești acolo și să știți că s-a rezolvat problema cu țările, acum este disponibilă în toate țările, da, în cele 14 limbi, da, pe care le aveți acolo, așa că vă invit cu drag și dacă vreți intrați, puteți să-mi dați 5 stele, m-ar ajuta tare, tare mult, vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut deja asta, e gratuit, sunt ca niște like-uri, da, și pe mine mă ajută să cresc acolo, să fie mai vizibilă aplicația, iar dacă aveți prieteni interesați de așa ceva, puteți să le trimiteți și lor aplicația, să o descarce, este absolut gratuită și puteți să ajutați o persoană, să o luminați, să faceți acolo o faptă bună. Bun, hai să vedem exact ce se întâmplă. Și vedeți că au apărut toate previziunile de tarot pentru luna februarie. Da? O să apară și partea de astrologie separat, așa cum
așa cum s-a mai procedat și până acum. Hai să vedem cu zodiile ce se întâmplă, deci ascultă și de la ascendent și de la zodie și cei care nu vă știți ascendentul, că tot primesc mesaje. Dragilor, scrieți pe Google calcul astrogramă natală, da? Găsiți, sunt multe site-uri gratuite în care puteți să vă calculați astrograma natală, doar că trebuie să vă știți data și ora, da? Data, ora și locul nașterii, ca să vedeți exact. Da? Zodia berbec. Dragi berbeci, astăzi tot pe casă și pe familie sunteți voi concentrați, doar că ce să vedeți, e o zi în care și pentru voi pot apărea tensiuni în casă, în familie, poate sunt chestiuni banale, poate trecutul bate la ușă și de asemenea văd niște bani care îți pot veni sau niște cheltuieli pe care le ai pentru casă, da? Pe partea aceasta. Și, nu știu, dacă pentru unii berbeci până acum a contat foarte mult un anumit lucru, acum vă dați seama că nu prea mai contează, da? Nu prea mai contează. Ia să vedem ce faceți voi. Acum, na, și voi vreți, vă impuneți să acționați. Pajul de spade, 4 de monede. Multă curiozitate aici pe care o ai în legătură cu banii, în legătură cu casa ta. Pot fi și persoane mai curioase în jurul tău în ziua de miercuri. 5 de cupe. E, na, curiozitatea v-am mai zis eu că în perioada asta este destul de satisfăcută de planete, adică da, aflăm lucruri, dar trebuie să ne ținem și bine. 5 de cupe poate să însemne și faptul că cineva are niște regrete, da? Cineva e mai sensibil, se uită spre trecut, poate o legătură pe care o ai aici cu o persoană puțin mai încăpățânată. 2 de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție, un apel telefonic, o întâlnire online, poate faci o înțelegere cu o persoană sau cine știe te vezi cu un prieten, cu cineva drag ție. Zodia Taur. Dragi tauri, o să-i surprindeți astăzi pe ceilalți prin felul vostru de a comunica, prin felul vostru de a vă exprima și acest aspect posibil să nu placă, da, tuturor, dar este o zi în care taurul se eliberează de foarte multe lucruri. Aș zice că este o zi în care pentru tine pot apărea tensiuni fie la muncă, fie tensiuni în relația cu rudele. Pot fi și chestiuni legate de sănătate, așa că mai multă odihnă nu ar strica. Da, nu ar strica. Unii tauri poate aveți niște discuții acolo ciudate, tensionate, poate cu vecinii, poate cu persoanele apropiate vouă, iar în alte cazuri, dragi tauri, poate nu e cea mai bună zi din lume să, știu eu, să încercați să vă impuneți părerea. Acum, este adevărat că voi dați dovadă de autenticitate, voi sunteți sinceri în ceea ce faceți, doar că na, nu tuturor ne place adevărul. Da. Zic că este o zi în care tu poți să ai tot felul de surprize plăcute, da? Mai ales de o responsabilitate care apare, mai ales surprize legate de șeful tău, surprize legate de partenerul tău. Dragi tauri, ce faceți aici? Multe lucruri care se petrec luna, deci e o situație așa destul de ciudată, multe iluzii, spânzuratul, sacrificii. Nu știu, unii tauri poate ați stat așa într-o situație în care v-ați sacrificat, n-ați văzut lucrurile clar. Foarte puternic elementul pești aici, deci poate ai legătură cu cineva. Turnul, deci e un moment în care, uite, cineva e ca și cum trebuie să primească ceea ce merită. E o ceață totală aici. Dar apare roata destinului, un noroc pe care tu îl ai în ziua de miercuri, dar văd aici clar și că lucrurile încep să funcționeze într-o anumită direcție. Este o direcție favorabilă, zic eu, pentru taur și ultima carte este 8 de monede. Deci, uite, este o zi în care lucrezi sau o zi în care încerci să îi ajuți pe ceilalți și poate să fie și o zi pentru unii tauri în care apar niște schimbări aici legate de muncă sau schimbări legate de modul în care tu acționezi, da? Acționezi. Și ce să zic, încearcă să te mai odihnești astăzi, da? Chiar nu ți-ar strica. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi este o zi în care, bineînțeles, din nou, banii sunt la putere. Surpriză pe care le aveți voi legate de străinătate, legate de zona spiritualității, sunt surprize legate de bani pentru unii gemeni, deci tot felul de lucruri de genul acesta. Poate vești pe care le așteptați de mult timp și care abia acum vin,
Însă, interesant este că pentru tine poate să fie o zi destul de ciudată în relația cu partenerul de viață, într-o colaborare de afaceri, poate în relația cu un copil, pot fi și chestiuni legate de grupurile de oameni din care faci parte. Acolo văd eu niște lucruri care te cam scot din zona de confort și aici poate e nevoie să înțelegi că, știu eu, mai sunt și alți oameni care strălucesc sau poate e nevoie să înțelegi că e bine să înțelegi că fiecare om cumva are ritmul său, da? Are ritmul său. Poate unii gemeni vă dați seama și spuneți, băi, uite, eu consider că merit să fiu valorificat mai mult, da? Sau merit să fiu iubit mai mult, merit să fiu apreciat mai mult. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. Sunteți foarte surprinși astăzi. Împărăteasa, marele preot, foarte frumos, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță, dar este o zi în care tu simt eu că ai aici o protecție legată de planul financiar, poate afli o informație prețioasă, iar unii gemeni cu siguranță reușiți să rezolvați ceva foarte important, da? Reușiți să comunicați cu o persoană. Apoi, doi de spade. Ai de luat o hotărâre importantă și nu prea știi ce să faci, dar poate să fie și o zi în care nu prea comunici chiar atât de mult cu ceilalți. E ceva care te lasă oarecum fără cuvinte. Ultima carte, magicianul, da? Și se pare că tu îți vei lua viața în propriile mâini și vei acționa în ziua de miercuri. Poate este o zi în care ai multe activități de făcut, o zi în care te pregătești pentru ceva, lucrezi la ceva anume. Poate ești mai tăcut din fire, dar uite, văd o bucurie, o victorie, celebrezi ceva. Deci, o veste bună pentru gemeni, poate este o veste legată de acte pentru unii dintre voi. Zodia Rac. Dragi raci, din nou sunteți în centrul atenției, da? Sunteți mai sensibili voi în ziua de miercuri. Pot apărea niște surprize plăcute din partea prietenilor, poate niște surprize legate de mesaje, întâlniri, planuri de viitor care se schimbă așa, să zic că ți-ai programat să stai și tu liniștit, poate ești liber chiar de la muncă și când colo, nu știu, vine cineva, te invită undeva, plecați în oraș, veniți. Mai mult decât atât, pentru RAC, este o zi în care ți-aș recomanda mai multă odihnă, în primul rând, și în al doilea rând să eviți tensiunile prin relația cu familia, cu persoanele din trecutul tău, cu șefii. Poate unii RAC este nevoie să vă împărțiți așa între două direcții. Da? Și zic eu că e momentul să încercați, da, să rezolvați ambele situații. Dacă și familia e importantă și cariera, poate este vorba despre un moment în care racul vrea să se impună. Da? Doi de bâte. Da, poate acum ar fi bine să dai dovadă de înțelegere, da? Pentru că da, fiecare are gândurile sale, fiecare are modul său de a vedea lucrurile. Îndrăgostiții doi de bâte, o legătură cu zodia Gemei pentru unii dintre voi, dar și o decizie importantă care se ia. Se hotărăște ceva pentru un drum lung sau pentru un plan de viitor. Văd aici 9 de monede, deci niște bani care îți vin, niște bani pe care îi dai, nu știu. 4 de bâte, uite, petreci, da? Te duci la o petrecere sau ieși în oraș, sărbătorești ceva anume. Ultima carte, 10 de monede. E, uite, în casă, în familie, apar niște vești bune sau începi să te simți mai bine, ești mai liniștit. O zi în care poți să rezolvi și chestiuni financiare. Dar unii raci, e ca și cum stabiliți aici o întâlnire cu cineva anume, vă bucurați de viață, vă vine cineva în vizită, mergeți voi undeva. Zodia Leu. Dragilei, ca să fiu sinceră, pentru voi este o zi în care, dacă sunteți liberi de la muncă, în locul vostru aș sta liniștită, aș dormi, m-aș relaxa. Și de ce zic asta? Pentru că e una din acele zile din lună în care tu vrei să stai mai retras sau oricât de mult ai vrea să ieși în evidență, nu prea iese. Na, fiecare zodie are o perioadă de genul. Uite, acum e perioada ta, da, de odihnă. Acum îmi dau seama că nu se poate la toată lumea.
Dar uite că apar niște surprize din trecut care țin de un colaborator important, surprize care țin de tatăl tău sau de o persoană importantă, o persoană de la nivel înalt, o hotărâre acolo surpriză și cu siguranță unii lei fie aflați niște secrete, fie aflați niște lucruri ciudate, pot exista niște discuții care vă lasă destul de surprinși, mai ales discuții legate de străinătate, discuții legate de lucruri diferite, da? Parcă sunteți puși într-o situație diferită, o situație în care nu ați mai fost voi puși până acum. Hai să vedem, dragii lei, ce faceți voi. Lăsați trecutul ăla în urmă, da? Și nu vă aruncați cu capul înainte. Diavolul și soarele, o legătură cu zodia leu, uite, zodia ta, zodia capricorn, e ca și cum vrei să te impui aici, da? Vrei să strălucești. Poate este cineva care încearcă să manipuleze în jurul tău. Apoi, patru de cupe. Da, e ca o stare așa de plictiseală, de oboseală. Ți-am spus, pur și simplu poate simți nevoia să te odihnești mai mult, simți nevoia să stai mai mult tu cu tine. Ultima carte, patru de băte. Da? Patru de băte înseamnă bucurie, victorie, progres. Poate sărbătorești ceva împreună cu partenerul, împreună cu persoanele dragi ție. Se întâmplă ceva frumos aici. Da? Zodia Fecioară. Dragi fecioare, pentru voi este o zi în care viitorul contează, prietenii contează și veți avea parte de niște surprize plăcute, poate legate de un proiect, surprize legate de zona străinătății, poate mesaje pe care le primiți sau informații care apar pentru sufletelul vostru. Este o zi, bineînțeles, destul de ciudată în relația cu prietenii sau în relația cu grupurile mari de oameni, fie acolo nu vă simțiți bine, fie unii dintre voi vă concentrați foarte mult pe viitorul vostru, vă concentrați foarte mult pe o situație anume, poate aveți niște bani de dat, poate alții dintre voi poate începe să vă dați seama că e cazul să vedeți viitorul puțin diferit. Adică, pe scurt, evitați puțin tensiunile astea din relația cu prietenii, tensiuni legate de viitor și mai ales chestiuni legate de bani, da? Dar discutând de zona de online, deci fie tranzacții online, fie chestiuni de genul acesta. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți. Magicianul 7 de monede. Nu știu, aștepți o plată, aștepți niște bani sau încerci să rezolvi aici o problemă din trecut. Unii e ca și cum investiți în ceva anume, lucrați la un proiect. Pajul de spade, multă curiozitate pe care o ai tu în acest moment și poate să fie și o perioadă pentru fecioară în care ai niște oameni în jurul tău care sunt ceva mai curioși din fire și poate nu-ți place chestia asta. Arcana majoră, moartea, care vine cu o eliberare, îți spune despre o legătură cu zodia Scorpion, dar și despre o zi în care poți să închizi ceva sau o zi în care se transformă ceva în mintea ta, în viața ta. Încerci să găsești soluții ca să închizi o situație importantă pentru tine, da? Importantă. Zodia Balanță. Dragi Balanță, pentru voi este din nou o zi în care ieșiți în evidență, aveți responsabilități, niște cheltuieli care apar pe neașteptate, dar care nu sunt neapărat negative. E ca și cum vrei să investești în ceva, vrei să faci pace cu cineva anume și pentru alții dintre voi. Este o zi în care apar niște surprize legate de o sumă de bani. Da? Acum, vedeți că este o zi în care trebuie să fiți atenți în relația cu autoritățile, da? Trebuie să fiți atenți ce decizii importante luați, chiar dacă vă scot din zona de confort, ele sunt eliberatoare. Acum, poate e cazul să vă hotărâți și voi, da? Ce loc ocupați prin societate, statutul pe care îl aveți. Da, știți cum e una din acele zile în care ieșiți în evidență, indiferent de context, da? Și mai ales balanțele care vă știți că tot amânați lucruri sau cei care vă știți că tot încercați așa să mulțumiți pe toată lumea, astăzi e ca și cum vin toate așa deodată la voi și vi se dau pe tavă, trebuie să le activați, trebuie să le rezolvați, trebuie să mulțumiți pe toată lumea, cum s-ar spune. Da, atenție în relația cu autoritățile pentru balanță, da, respectă legea că e sfânt. În general, dar în special anul ăsta și mai ales în ziua de miercuri. Bun, avem Marea Preoteasă, lumea.
foarte frumos. Deci, este o senzație de eliberare pentru balanță, da? Simți că ești lumea ta, că ești centrul universului, simți că te eliberezi de ceva anume. Doi de spade, deci este o hotărâre care se ia sau o hotărâre pe care tu o iei, dar unii puteți avea legătură aici și cu zona justiției sau cu zona actelor. Ultima carte, 3 de bâte, un drum scurt pe care îl faci, dar și o primă de blocare care apare pentru tine. Este o zi în care vei avea organizat totul așa de la oră la oră și asta e ok, zic eu. Te-ar ajuta foarte mult. O hotărâre importantă, văd, legată de un șef sau dacă tu ești propriul tău șef, uite, astăzi vei lua hotărâri importante. Poate chiar sunt chestiuni pe care ai evita, da, să le rezolvi. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi este o zi bună, în sensul că aveți parte de o surpriză plăcută undeva pe la amiază, din partea partenerului, din partea familiei, din partea unei persoane dragi. Poate este vorba despre un fost client, despre niște schimbări care apar, dar e de bine. Acum, pentru voi este un moment în care trebuie să vă dați seama că, nu știu, atunci când ți-e milă de toată lumea, de milă ajungi. Da? Acum, îmi pare rău, dar cu tine, na, încă am permis să vorbesc chestiile astea, că sunt sigură că înțelegi. Da? Este un moment în care, uite, și tu trebuie să fii puțin atent pe acte, mai ales dacă discutăm de muncă. Sau este un moment în care, uite, că teoria din mintea ta nu e aceeași cu practica. Poate este un moment în care ți se dovedește din nou și din nou că intuiția aia ta e sfântă și are dreptate. Da? Și că ar trebui să o asculți mai des. Poate ai crezut foarte mult în cineva, poate ți-ai făcut tot felul de speranțe. E, uite, acum vezi și tu concret cum stau lucrurile și decizia îți aparține în totalitate. Da? Asta e. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Eu zic că e o zi bună, să știi, în mare parte pentru tine, mai ales scorpionii născuți în ultima decadă, da, cumva voi sunteți bine susținuți. În a doua decadă și în a treia, adică voi sunteți foarte bine susținuți acolo. Și ceilalți, da, bineînțeles, da, în special voi. Hai să vedem pentru scorpion. Justiția 5 de cupe. Acum, e ceva aici ce, nu știu, regret. E ca și cum regret că am semnat contractul, regret că s-a cam luat hotărârea, regret că am evitat decizia. Ceva se regret legat de acte, legat de o căsnicie, legat de ceva anume. Apoi, avem doi de bâte. Se pare că se face aici niște planuri pe un termen mai lung, dar unii dintre voi parcă aveți niște discuții legate de o călătorie îndepărtată sau legate de un proiect pe un termen mai lung. Ultima carte, Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și un moment pasional pe care îl poți trăi alături de cineva. Și cu siguranță scorpionul în ziua de miercuri este foarte prins între minte și inimă. Și aici, repet, decizia ți aparține în totalitate. Da? Puterea e la tine, cum s-ar spune. Da? O speranță mare, un copil, o putere, ceva aici se întâmplă. Da, cine știe, și dragostea poate să apară, da? Poate unii scorpioni a zis, băi, n-am luat decizia, n-am luat-o, uite, acum o iau. Că acum, sincer, unii posibil să simțiți deja luna plină din leu, care o să aibă loc pe 25, da, oricum. Zodia Săgetător. E, pentru tine, în primul rând, apar niște surprize undeva pe la amiază, legate de sănătate, legate de un drum neprevăzut, legate de o vecină, de niște rude, persoane apropiate și asta e viața. Da? Acum, vezi că este o zi în care ești puțin provocat acolo. Da? Ești puțin provocat și poate este un moment, dragi săgetători, în care vi se cereți, vă dați seama de unicitatea voastră și să o puneți puțin în evidență. Da? Când vă mai comparați cu ceilalți. Cu alte cuvinte, tensiuni care pot apărea în relația cu prietenii, chestiuni legate de viitor, relația cu un copil, relația cu persoana iubită, chestiuni legate de afaceri. Pentru unii poate sunt niște cheltuieli sau poate este un moment în care îți dai seama cât cam pierzi energia aiurea pe niște oameni din jurul tău. Da, acum ce să facem? Ne naștem singuri și murim singuri. Oamenii care vin în viața noastră sunt doar așa, pe o perioadă. Cam așa și la tine. Da? Poate pentru alți săgetători să fie și o zi cu pasiune.
încearcă să eviți luptele astea și părerea mea este să concentrezi pe ce îți place ție, da? Și să nu încerci să mai mulțumești, da, toți prietenii, ca să fii tu acolo într-un tipar. Nu există așa ceva. Fiecare om e frumos și unic în felul său, da? Și cu cât ești tu mai autentic, cu atât o să atragi persoane ca tine, o să te înțelegi, o să te simți zen și aia e, da? Și până la urmă toată viața ne schimbăm, deci toată viața ar trebui să mai schimbăm și cercul de prieteni, părerea mea, da? Mă rog. Asta spune luna în săgetător din harta mea, da? Care nu este nici aspectată ca să fie treaba bună. Da. Și având în vedere că sunt femeie, deci mă impactează destul de mult. Așa că vă înțeleg, da? Nu zic doar pentru mine, zic și, mă rog, zic și pentru voi și pentru mine chestiile astea, deci e ok. Hai să vedem, avem luna și lumea. O legătură cu zodia pești, dar e un haos total privind lumea ta, privind situația în care te afli, privind oamenii din jurul tău. E ca și cum e un haos și spui, băi, să închid, să nu închid, să plec de aici, să nu plec de aici, să pun stop ca să nu mai pierd energia aiurea, să nu pun stop. Apoi avem asul de cupe pentru tine. E o veste bună care apare, poate o veste de liniște, de pace, unii săgetători, poate în sfârșit sunteți și voi mai deschiși spre planul spiritual, poate vă ascultați mai mult intuiția. Iar ultima carte, 8 de cupe. Da, poate ți-ai programat să faci ceva și abandonezi, da? Nu știu, e ca și cum ți-ai programat să ieși cu prietenii la o cafea și ăștia vor să meargă într-un local, tu zici, bă, dar mie nu-mi place localul ăla, da? Sau eu nu mai beau cafea de mult, beau numai ceai, da? Și atunci îți dai seama, bă, n-are sens să merg, dacă deja nu mai avem chestii comune, da? Cam așa și aici. Deci, un moment în care săgetătorul își ascultă intuiția și lasă tot ce a fost rău în urmă, da, face o oarecare curățenie la nivel emoțional, da, la nivel emoțional. Renunți cumva la niște iluzii, nu știu cum să zic. Zodia Capricorn. Pentru tine astăzi e despre relații, toată lumea o să vrea câte ceva de la tine. Partea bună e că apar niște vești surprinzătoare din partea unui copil, din partea persoanei iubite. Capricornii singuri, vedeți, mare atenție prin jurul vostru că iubirea poate să apară de nicăieri, dar importantă e socializarea, adică să ieșiți din casă neapărat. Nu zic acum că îl întâlniți pe prințul ăla cu care rămâneți toată viața, dar un flirt poate să apară, poate se stabilește o relație frumoasă în timp, mai ales cu Venus în zodia voastră, adică străluciți de-a dreptul în perioada asta, dacă nu profitați de acum la anul, da? Asta este. Deci tot înainte Capricornul, pe de altă parte. E o zi în care fie intrați în contact cu oameni care sunt extrem de sensibili, nu știu ce vor, doar că vedeți voi că sunt puțin oglinda voastră. Da? Sunt puțin oglinda voastră. Poate știu eu vi se cere să fiți ceva mai emoționali, da? Să nu mai fiți atât de duri pentru unii dintre voi. Și pe de altă parte vi se cere neapărat să vă mai concentrați puțin pe casă și pe familie. Nu știu cât de mult vă place vouă chestia asta. Dar să știți că așa mai echilibrați lucrurile, da? Atenție în eventualele tensiuni care apar în relația cu șeful, relația cu tatăl, relația cu partenerul de viață. Cumva încercați să le evitați că nu sunt bune. Împăratul spânzuratul. Un împărat aici spânzurat, chinuit, sacrificat, este o persoană importantă. Unii puteți avea o legătură cu zodia berbec sau zodia pești. Trei de monede, înveți ceva astăzi sau lucrezi la ceva, încerci să construiești o situație anume. Ultima carte, 6 de cupe, o legătură puternică aici cu un copil, cu o persoană din trecutul tău, dar poți să ai o legătură puternică aici și cu un suflet perechi, da? E ca și cum primești niște mulțumiri, primești niște aprecieri, pot fi chestiuni simbolice pentru unii capricorni, atenție, da? Pot fi chestiuni simbolice. Faci un drum, ești surprins de niște lucruri pe care le afli. Zodia vărsător. Dragi vărsători, muncă, muncă și iar muncă, rutină zilnică, sănătate. E, uite că fie faceți o surpriză frumoasă unei persoane, fie aveți parte de o surpriză frumoasă în general, da? Când lucrați ceva, când faceți ceva. Pe de altă parte, vedeți voi, este o zi în care
vi se cere să evitați așa tensiunile pe la muncă, pentru că unii vărsători o să fiți puși, da, să puneți ceva în practică. Și o spuneți, da, eu știu, da, și colegul o să spună, bun, păi fă, și tu zici, nu, dar eu doar teoretic, nu, și practic. Poate să fie un moment în care, uite, teoria din mintea ta nu e aceeași cu practica. Pot exista tensiuni legate de străinătate, tensiuni legate de rude, de discuții din asta în contradictoriu. Pe de altă parte, poate ar fi bine pentru vărsător, poate să se mai odihnească puțin în ziua asta de miercuri, că na, urmează și luna aia plină în leu joi și zic eu că e destul de puternică energia. Hai să vedem, dragi vărsători, ce trebuie voi să știți. Trei de cupe, 8 de monede. Uite, o bucurie mică privind munca, privind un proiect. O bucurie mică legată de ceva important. Dar uite cât de greu duce aici. Este adevărat că Pluto vrea multe de la tine, îți dă responsabilități, te învață chestii. Pajul de cupe, niște vești bune care apar, dar și o relație, văd aici, cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Pentru alți vărsători, să știți că poate să fie și o zi în care primiți niște vești bune. Da? Primiți o invitație undeva. Ultima carte, Cavalerul de Monede. Aici se pare că lucrurile se mișcă așa încet și sigur spre o anumită direcție, dar poate să fie și un moment în care este o persoană aici, uite, serioasă, este o persoană care se mișcă greu, cineva pe care te poți baza. Poate să vină cineva către tine cu o ofertă sau cu un cadou, cu un produs, nu știu, vine un prieten la tine și treci pe la magazin, ia un suc, ia o pizza și vine către tine. Deci posibil și acest lucru, iar unii poate aveți niște drumuri de făcut în interes financiar în această zi. Zodia Pești. Dragi pești, tot despre dragoste e astăzi, surprize plăcute pe care le aveți undeva pe la amiază, din partea unui fost prieten, din partea unei foste iubiri, poate este o discuție așa mai interesantă cu persoana iubită sau niște adevăruri pe care le afli. Și de asemenea, tot pentru pești, vedeți că este o zi în care trebuie să fiți atenți pe partea asta de speculații financiare și trebuie să fiți așa atenți, nu știu, pe unde vă pierdeți energia, că undeva vă pierdeți energia prin toate direcțiile și vă treziți că pentru voi pauză. Poate e cazul, știu eu, astăzi să încercați să găsiți așa un echilibru, da? Între cât primiți și cât dați. Și aici mă refer și pe dragoste, mă refer și pe bani și pe relația cu un copil, deci pe toate planurile. Pentru alți pești poate să fie și o zi pasională, da? O zi pasională. Este și o perioadă în care, repet, tu cam ești trezit la realitate din anumite puncte de vedere, deci poate este un moment în care e bine să te deschizi. Și uite, miercuri nu e o zi bună de întâlniri, cel puțin spre seară, chiar nu e o zi bună de întâlniri, de dragoste sau de întâlniri cu partenerul. Acum tu faci cum vrei, doar că fie o să fie o relație tensionată dacă e să-ți dai o întâlnire, fie este vorba despre tensiuni care pot apărea în relația de cuplu. Deci fiecare face cum consideră până la urmă, că na, asta e viața. Hai să vedem, dragi pești, pentru voi. Luna 8 de cupe, cartea ta. Deci e un moment în care e ca și cum spui, bă, gata, las iluziile astea deoparte, las lucrurile negative deoparte, las anumite obiceiuri nesănătoase deoparte, da? Apoi avem aici pajul de monede, deci o legătură cu un copil sau o legătură cu o persoană care studiază, dar unii pești puteți să vă cumpărați ceva nou sau puteți să studiați, știu eu, o ofertă nouă, un proiect nou. Iar ultima carte, 3 de bâte, un drum scurt pe care îl faci, dar și o primă de blocare care apare. Poate să fie și o zi în care ai parte de victorii. Pot fi chestiuni banale, dar care îți umplu așa sufletul cu bucurie. Uite, este o veste aici pe care o primești legată de un profesor, un mentor, un examen, ceva frumos, o eliberare, ceva fain să petrece.
Dragilor, acestea au fost previziunile pentru ziua de miercuri. Eu vă mulțumesc pentru atenție tuturor, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final și vă reamintesc și de aplicația Cristina Zurba. Este disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Așa se numește, nu încurcați cu aia Tarot by AI, că sunt oarecum diferite, da, funcționează diferit, au funcții diferite, deci sunt multe lucruri care diferă. Da? Deci vă aștept cu drag iPhone și Android. Aveți link în primul comentariu dacă vreți să mergeți direct să o descărcați. Vă aștept cu drag acolo. Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc o zi de miercuri cât mai frumoasă și să ne ținem tare pentru ziua de joi cu luna plină de leu. Deci vedeți că se apropie, da? Începem să simțim așa lucrurile, așa că e bine să o luăm ușor. Vă îmbrățișez cu drag, o zi superbă să aveți!